Joi a fost depus pentru finanțare din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență, proiectul pentru creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ al Județului Hunedoara. Proiectul este realizat în urma unui acord de parteneriat semnat între Consiliul Județean, Prefectură și Direcția de Statistică, având ca obiectiv continuarea lucrărilor și finalizarea corpului principal, compus din parter și 13 etaje. Proiectul, fiind finanțat prin PNRR, trebuie finalizat până în anul 2026, iar dacă se va realiza acest lucru, clădirea va deveni funcțională. După 30 de ani de când a început această inițiativă de a construi un palat administrativ în municipiul Deva, există posibilitatea, prin cel mai mare proiect pe fonduri europene, Programul Național de Redresare și Reziliență, să reușim să terminăm această construcție și să fie funcțională. Prin asocierea care o aveam cu mulți ani înainte, cu Consiliul Județean și cu Direcția de Statistică. Acum am demarat acest proiect și am reușit să depunem pe PNRR un proiect prin care, în următorii ani, până în 2026, acest palat administrativ să fie funcțional, iar o parte din personalul instituțiilor de la Consiliul Județean, de la Prefectură și de la Statistică să fie funcțional în această locație. Cererea de finanțare are o valoare de peste 3 milioane de euro, iar prefectul de Hunedoara, Călin Marian, crede că sunt șanse mari ca aceasta să fie aprobată. Valoarea este de peste 3 milioane de euro. Bineînțeles că această valoare este un surplus la investiția care s-a făcut de-a lungul timpului, iar șansele sunt mari pentru că chiar ne-am